Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit din nou! Pentru astăzi v-am pregătit un documentar despre viața lui Petre Țuțea, numit și Socratele României. Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul este dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul, punea Petre Țuțea deseori în expunerile sale. Pentru mulți, Petre Țuțea a rămas un român anapoda, inițial comunist convins, apoi adept al legionarismului, pentru a muri în 1991 sub steagul galben al Partidului Național Liberal. Adulat în anii 90, apoi disprețuit, Petre Țuțea este viu în mediul online, unde este prezent cu citatele sale celebre și cu fesul de noapte pe cap. Socratele României, cum îi mai ziceau cei mai mulți, a fost doctor în filozofie și științe economice. Dintre toți cei care făceau expuneri în vremea filozofului român, Petre Țuțea era cel mai ascultat de către întreaga sală. Luările lui de cuvânt erau adevărate prelegeri de filozofie, de cultură generală și de lectare spirituală. Pe lângă talentul oratoric, Petre Țuțea își presăra expunerea cu anumite vorbe de duh și snoave care descrețeau fruntea și deschideau inimile tuturor. Cunoscător al marilor filozofi antici, Platon, Plutarh, Socrate, Petre Țuțea jongla cu toți filozofii moderni, mai ales cu cei germani, Hegel, Kant și Nietzsche. Lua parte la toate discuțiile în legătură cu expunerea din ziua respectivă și ședința devenea interesantă prin cele ce spunea Petre Țuțea și nu prin mărturisirea respectivului. Petre Țuțea a fost și un ziarist de mâna întâi. În volumul Răstignirii în România după Ialta, apărut la editura Albatros în 1995, Ion Antohe nota că Petre Țuțea a colaborat și la ziarul Cuvântul al lui Nae Ionescu, la care au colaborat și Mihail Sebastian și alți ziariști cu orientări politice diferite. Autorul amintește că Nae Ionescu nu condiționa publicarea în ziarul său de orientarea politică a colaboratorilor săi, ci de evaluarea ideilor cu care aceștia îmbogățeau conținutul ziarului. Adevărul este că pe Nae Ionescu, ca și pe Țuțea, nu-i putem asemăna cu altcineva decât doar cu ei înșiși, scrie Ion Antohe în volumul său. Iată cum îl descrie scriitorul pe marele filozof român, înalt, corpolent și mereu în vervă. Petre Țuțea era, cum se spune, tobă de carte. Am putea spune că era mintea cea mai cuprinzătoare care se găsea în 1964 la închisoarea Iud. Fusese arestat mult mai târziu decât ceilalți legionari. Cu toate acestea, era uzat de viața din pușcărie. Îi lipsea o mare parte din dantură și din cauza aceasta avea oarecare dificultăți în pronunțarea unor cuvinte. L-am văzut de câteva ori când lua masa. Îi trebuia mult timp să mestece cartilaje, tendoane, cozi și alte asemenea subproduse, cum li se spunea în pușcărie, unor asemenea resturi, folosite la masa osândiților. Uneori, când nu termina de mâncat în timpul afectat pentru masă, cerea voie gardianului să ia gamela în celulă. De multe ori, nu îi se admite acest lucru și îi trebuia să renunțe la restul de mâncare. După eliberare, a vrut să-și publice anumite manuscrise, dar nu a avut succes la nicio editură. Nevoind să-și plece capul, i s-au făcut tot felul de șicane. S-a mers până acolo încât i s-a înscenat un proces de speculă.
S-au folosit împotriva lui tot felul de metode josnice, scoase din sacul fără fund al securității, în scopul de a-l compromite în fața opiniei publice. Cei mai mulți dintre oamenii simpli deținuți la IUD, în perioada reeducării sau a autoanalizelor critice, îl cunoșteau pe Petre Țuțea ca Nea Petrică Românul. Mai ales după ce, odată, întrebându-l unul dintre deținuții mai puțin școliți, de la țară, probabil, ce profesie aveți dumneavoastră, domnule Țuțea, acesta îi răspunsese simplu, român, român de profesie. Și porecla de atunci, transformată în renume, așa îi rămăsese, Petre Țuțea Românul. Petre Țuțea s-a născut la 6 octombrie 1902, în satul Botenii din Mușcel, județul Argeș. Tatăl lui, preotul Petre Bădescu, era căsătorit cu Paraschiva, cu care a avut o fică, Filofteia. Soția moare la vârsta de 45 de ani și, rămas văduv, fără posibilitatea de a se căsători, fiind oprit de dogma creștină, era ajutat în treburile gospodăriei de unele enoriașe din parohie. Una dintre ele, Ana, fiica lui Simion Oprea Țuțea, îi va fi concubină și îi va da naștere la 8 copii, primul dintre ei fiind Petre Țuțea. Tânăra mamă, îndemnată de rude și părinți, cere garantarea zilei de mâine, astfel că la 13 noiembrie 1906, preotul trece întreaga avere pe numele acesteia. Petre Bădescu moare în 1925, la vârsta de 66 de ani, iar Ana Țuțea în 1960, la 75 de ani. Petre Țuțea urmează liceul la Câmpul Lung Mușcel și la Cluj. Tot la Cluj face și facultatea de drept, unde își ia titlul de doctor în științe juridice. În perioada studenției devine un comunist convins și îi scrie la revista Stânga. Lucrează la Ministerul Economiei Naționale și este trimis în mai multe călătorii diplomatice, în Berlin, Budapesta și Moscova. Intră apoi într-un cerc select de intelectuali, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Noica și alții. Colaborează, așa cum am spus, la revista Cuvântul a lui Nae Ionescu. Influența acestor personalități ale culturii românești îi va marca viața. Petre Țuțea trece de la stânga la dreapta, devenind legionar. În cadrul Guvernului Național Legionar, Petre Țuțea a îndeplinit funcția de director în Ministerul Economiei Naționale. Între 1940 și 1944 a fost șef de secție în Ministerul Războiului, iar între anii 1944 și 1948 a fost director de studii în Ministerul Economiei Naționale. După cel de-al doilea război mondial, este anchetat 5 ani în stare de arest, fiind condamnat definitiv în 1956. Petre Țuțea este arestat în 12 aprilie 1948. Fiind încarcerat în arestul siguranței, acuzațiile care îi se aduceau fiind de spionaj în favoarea anglo-americanilor. În realitate, în 11 februarie 1948, diplomatul britanic John Bennett a înaintat la Foreign Office un raport asupra situației economice din România, citând pe larg dintr-o lucrare redactată cu ani în urmă de Petre Țuțea, în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Industriei și Comerțului, privind relațiile economice româno-germane din trecut, ca bază de comparație cu relațiile economice româno-sovietice.
suspectat de siguranță, pentru consolidarea dosarului, lui Petre Țuțea îi se încredințează de către secretarul general al ministerului, Simon Zeiger, efectuarea unei lucrări privind participarea capitalului străin la dezvoltarea industriei petroliere din România, subiectul fiind considerat foarte tentant pentru oficinele informative britanice. Întrucât realizarea referatului necesita delegații la întreprinderile petrolifere și accesul la arhiva ministerului, Petre Țuțea a solicitat acest lucru, pretext pentru Simon Zeiger să ceară arestarea sa imediată. Petre Țuțea este anchetat până în 10 noiembrie 1948. Anchetatorii securității sunt incapabili să probeze vreo încălcare a legii de către arestat, așa cum dovedește un referat din 10 decembrie 1948, semnat de capitanul de securitate Nicolaescu Marin. În consecință, se propune încadrarea arestatului în prevederile Ordinului 5 din 1948, categoria preventivi, vizând arestarea foștilor legionari. Neputându-se reține în sarcina sa vreo acuzație dovedită, este trimis la închisoarea Jilava, unde rămâne până la 23 aprilie 1949. De la Jilava este transportat la închisoarea Ognele Mari, fără ca situația sa de reținut să primească vreo clarificare. Aici este uitat până în noiembrie 1950, când este oficial internat pentru 24 de luni pentru activitate legionară, pedeapsa expirând la 29 noiembrie 1952. Conform obiceiului, a fost eliberat abia în anul următor, cu o mică întârziere, în 29 mai 1953. În fapt, Petre Țuțea a fost arestat la 22 decembrie 1956 pentru delictul de agitație, dovezile urmând a fi fabricate ulterior. Anchetarea acestuia nu a adus însă niciun element incriminator. În consecință, în 4 decembrie 1957, locotenentul major Blidaru Gheorghe, anchetator penal de securitate, a redactat concluziile de învinuire împotriva mai multor persoane, printre care și Petre Țuțea, învinuite de săvârșirea infracțiunii de a iniția și a organiza organizația subversivă de tip fascisto-legionar denumită Partidul Naționalist, în frunte cu legionarii Ștefan Petre și Porsena Nicolae, având drept scop răsturnarea prin violență a regimului democrat popular din Republica Populară România și instaurarea unui regim fascist. Deși Petre Țuțea nici măcar nu-i cunoscuse pe cei doi legionari, la proces s-a susținut că fusese deja desemnat de conspirație, drept viitor șef de stat. În cei 13 ani de temniță, Petre Țuțea trece prin închisorile Malmezon, Aiud, Jilava și Ognele Mari. După gratii, ține adevărate predici cu paralele între Platon și Hristos, între păgânism și creștinism. Petre Țuțea a fost eliberat din închisoare în 1964, cu sănătatea șubrezită. Cu greu și-a găsit o garsonieră la etajul 8 al unui bloc de lângă parcul Cismigiu, din București. În parc practica un tip de activitate didactică, precum vechii filozofii greci. Se plimba cu tinerii pe alei, învățându-i diferența dintre lumina soarelui în amurg și la răsărit, între prostie și spirit, între necredință și credință. A publicat articole, majoritatea sub pseudonim,
în revistele de cultură și a supraviețuit datorită meselor gratuite de la cantina Uniunii Scriitorilor. În tot acest timp, a fost supravegheat în permanență de securitate și s-a înscenat o delincvență, fiind arestat în holul unui hotel, sub învinuirea de speculă, nedovedită. Din decembrie 1989, popularitatea lui Petrețuțea crește fulminant. Primește în garsoniera sa zeci de ziariști, iar în lumea culturală începe să se vorbească despre un nou curent, țuțismul. Petrețuțea publică mai multe cărți, dar talentul lui nu este acela de scriitor, ci de orator. Astfel, Țuțea a rămas celebru cu o culegere de vorbe memorabile. Petrețuțea moare la 3 decembrie 1991 dimineața. Avea 89 de ani. Este dus de la București la Boteniul natal cu o mașină care transporta morcovi. Înmormântarea are loc în ziua Sfântului Nicolae, drumul spre locul de veci, făcându-l într-un car tras de boi. Cei prezenți la înmormântare susțin că nici măcar nu erau boi, erau vaci. "Eram un prost," avea să declare Petrețuțea la bătrânețe. La vârsta la care Eminescu scria Luceafărul, eu jucam țurca marxistă. Petrețuțea a fost un tânăr de stânga, preluase o butadă a unui filozof francez. Cine la 20 de ani nu este de stânga, nu are suflet. Cine la 40 de ani mai este de stânga, acela este imbecil. Trecerea lui Țuțea la legionarism s-a petrecut în Germania. Acolo s-a întâlnit cu Nae Ionescu, înfocat teoretician al dreptei românești din perioada interbelică. A fost momentul în care Petrețuțea a trecut de la ateism la ortodoxism. Petrețuțea a rămas în memoria multor români cu o comparație între creștinism și ateism. O babă murdară pe picioare, care stă în fața icoanei Maicii Domnului în biserică, față de un laureat al premiului Nobel, ateu. Baba e om, iar laureatul premiului Nobel e dihor, iar ca ateu, ăsta moare așa, dihor, spunea Petrețuțea. Țuțea a murit ca liberal. Cum a trecut la liberalism, a explicat într-unul dintre multele interviuri acordate după 1990. Dacă a urcat până la mine Dita mai animalul, din delicatețe, i-am semnat adeziunea. Animalul despre care vorbea Petrețuțea era Dan Amedeo Lăzărescu, unul dintre inițiatorii reînființării PNL-ului după Revoluție. Se spune că liftul nu a funcționat în ziua cu pricina, iar Țuțea a fost înduioșat de efortul lui Lăzărescu, care, la 72 de ani, urcase pe scări 8 etaje pentru el. Nu mă tem de moarte, mă tem de însingurare. Eu, care am fost prezent la toate tragediile și victoriile acestei țări, mă simt ca un par în mijlocul furtunii. Singura nădejde este că, om cum sunt, Dumnezeu mă iubește și așa, spunea Petrețuțea. Petrețuțea a fost supranumit Socratele României, datorită preocupărilor filozofice și a rolului educativ pe care l-a asumat prin exemplul personal în orice circumstanțe, chiar și în închisoare. Din cauza interdicției de a publica, ca și a persecuțiilor de după 1989, Petrețuțea nu a apucat să-și vadă numele pe coperta unei cărți în timpul vieții. Ulterior însă, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate prin toate mediile.